Cred foarte mult că uh, chimia sexuală este extrem, extrem de lipită de cea a minții și nu există, adică tu nu ai cum să ai chimie sexuală reală. Și tu ești bărbat, și eu, mă rog, nu sunt extrem, foarte experimentată, dar tu ești că ești un bărbat care și a trăit viața. Uh, eu nu cred, în primul rând, eu cred în continuu, și, și din punctul ăsta de vedere, că există un singur match, forever, adică the bad, Ana. Pe... Exact E unul. Da. Și cu asta, asta l-ai, Nu-l la ai, majoritatea nu-l întâlnesc. Așa. Nu că n-ar exista, așa cum ai spus, nu doar prea... că nu, nu, nu sunt l -l atenți la Exact. Uh, și, din, și din punctul ăsta de vedere, există uh, un match, în rest sunt căutări. Căutările astea în care vrem să facem și așa, și așa, și așa, și așa, așa, crezând că de fapt asta înseamnă cum să spun, nu neapărat să te găsești din punctul ăsta de vedere, dar să ai exper experiența și uh, o nu sexualitatea și ceea ce înseamnă asta, o înveți din experiență îndelungată. Nu e adevărat, este pur și simplu o conexiune peste. Deci, nu știu dacă ți-am răspuns la întrebarea aia. Cum, nu, a ai fost o întrebare foarte bună. Nu, ai... A fost o întrebare între noi aici. Da, exact. Uh, deci, eu sunt foarte... Nu convinsă. Eu simt că sexualitatea este despre nelimitarea pe care ți-o dai. Repet, nelimitarea. Fără inhibiție, adică să fii 100%. Fără Absolut. 100%. Exact. Nicio inhibiție, dar pe care ți-o recunoști și ți o trăiești. Nu există să înveți asta de undeva. Asta nu. Este o prostie. Corect. Adică... asta nu există școală, de așa ceva. Exact. Nimeni nu te poate învăța, Invăța. să faci sex. Exact. Asta este o aberație. Nu, cum nu poate să te înveți să te săruți sau să te... Chimie, e chimia aia care se întâmplă.